Vă salut! Una din problemele pe care am întâlnit-o frecvent la oamenii cu care am lucrat au fost problemele de coloană. Cred că peste 50% din persoanele care au venit la tratament, la cabinet, au avut probleme de coloană, în mod special în zona lombară, dar și în alte porțiuni. Și mi-am dat seama că este un subiect de mare interes și mulți se fac greșeli în îngrijirea coloanei vertebrale, în anumite mișcări pe care le fac sau ridicări pe care le fac sau efort fizic și ajung să aibă probleme. Pentru persoane care suferă de anumite probleme mai grave, bineînțeles, le recomand să se adreseze specialiștilor în acest domeniu, unui kinetoterapeut, unui neurolog și osteopat, eventual chiropractician. Dar pentru partea de prevenție sau întărire a coloanei vertebrale, am niște exerciții pe care le recomand și pe care personal le practic de peste 30 de ani. Le-am învățat din literatura pe care am citit-o mult timp în urmă și apoi am mai actualizat pe parcurs. Sunt niște exerciții care întăresc coloana vertebrală, mușchii care mențin vertebrele și articulațiile de asemenea. Pe lângă acest beneficiu, bineînțeles că este și beneficiul mișcării propriu-zise, al exercițiului care tonifică mușchii, sistemul circulator, iarăși articulațiile și dă o stare benefică întregului organism, ajută de asemenea la circulația limfei în corpul nostru ca să nu suferim de acest efect al intoxicării organismului. Cum am spus în una din prezentările anterioare, chiar și în perioada în care țineți post, este foarte important să aveți un set de exerciții pe care să-l faceți de câteva ori pe zi pentru a pune în mișcare sistemul circulator și cel limfatic. Deci exercițiile pe care le voi prezenta sunt compuse din două părți. Prima parte este cea de încălzire sau înviorare, în care începe de la gât în jos. Deci practic toți mușchii din corpul nostru sunt încălziți, sunt pregătiți pentru un efort mai mare. Și a doua parte sunt câteva exerciții de forță pentru mușchii de la mâini, piept, abdomen și picioare. Exercițiile de forță sunt de mai multe grade, mai multe categorii. Eu am prezentat câteva tipuri diferite. În funcție de nivelul fiecăruia puteți să vă alegeți unul din acele grade de complexitate. În perioada de post, nu recomand să faceți a doua parte a exercițiilor, adică faceți doar partea de înviorare, de încălzire, fiindcă atunci aveți mai puțină energie. Partea a doua sau prima plus a doua o recomand să se facă într-un cadru obișnuit, într-o zi obișnuită în care nu țineți post. Exercițiile de forță se pot face într-o singură repriză per exercițiu, sau în două reprize, adică o dată facem exercițiu și mai repetăm încă o dată, sau maxim în trei reprize, trei repetări. Numărul de reprize pe care îl facem este funcție de obiectivul pe care îl urmărim. Dacă urmărim să punem masă musculară,
Atunci vom face 3 repetări la fiecare exercițiu de forță. Dacă nu este un obiectiv prioritar, atunci putem să facem o dată sau maxim de 2 ori. La exercițiile de flotări, aș vrea să spun că sunt complexitatea lor diferă funcție de locul în care se află mâinile, brațele în raport cu picioarele. Cu cât picioarele se află mai sus față de brațe, cu atât exercițiul este mai greu de efectuat. Cu cât sunt mai jos față de brațe, cu atât exercițiul este mai ușor de efectuat. Deci fiecare își adaptează acest lucru în mod personal, astfel încât să poată face, zicem, între 5-10 flotări în mod normal sau peste 15, poate 20. Iarăși, genoflexiunile pot fi și ele mai ușoare sau mai complexe. Cele mai ușoare sunt cele obișnuite, în care facem genoflexiuni fără alte greutăți. Un pic mai grele sunt cele în care ținem niște greutăți în mâini, niște gantere. Și cele mai dificile sunt cele care se fac într-un picior. Bineînțeles, există și un nivel mai ridicat este atunci când facem într-un picior și avem și niște greutăți în mâini. La capitolul flotări, la fel, există 3 poziții în care putem ține mâinile. Este o poziție obișnuită în care ținem mâinile așa sau așa, apoi poziția în care brațele sunt desfăcute. Și poziția în care brațele sunt alipite. Eu personal prefer să fac flotările în pumni. De ce? Fiindcă câștig această înălțime. În cadrul exercițiului câștig această înălțime în care pot să am o distanță mai mare în care efectuez exercițiul. Dacă faceți în palme, în mod obișnuit, distanța este mai mică până la sol. Pot fi făcute și exerciții în degete, este o variantă și mai dificilă. În afară de exercițiile pe care vi le voi prezenta, se mai pot face și recomand să se facă exerciții la bară fixă. Eu acum, neavând acces la bară, nu pot să vă prezint aceste exerciții, dar sunt la fel foarte benefice și pentru partea de forță, de mușchi, cât și pentru coloana vertebrală. Vă voi prezenta și niște exerciții improvizate pe 2 scaune, sunt echivalentul paralelelor. Iarăși, exercițiile pe paralele sunt foarte benefice și pentru mușchi și pentru coloană. Exercițiile pentru abdomen sunt 3 tipuri de exerciții pe care vi le voi prezenta. Primul exercițiu este chiar în cadrul încălzirii, exercițiilor de încălzire. Sunt ridicarea picioarelor înainte, da? Unul după altul, mai întâi dreptul, apoi stângul și celelalte exerciții la fel le veți vedea și acolo avem diferite grade de complexitate. Cele mai simple exerciții, de exemplu, pentru abdomen, pentru exercițiu în care te lași pe spate, este fără niciun fel de greutate și mâinile sunt în față. A doilea grad de complexitate, situația în care mâinile ții la ceafă și al treilea grad de complexitate, când avem o greutate la mână, în spate, o gantere sau 2 gantere, depinde de nivelul fiecăruia și la fel depinde de greutatea ganterilor cât putem să ducem. Cam acestea am vrut să vă zic în introducere. În continuare urmăriți exercițiile de la un cap la altul și sper să vă fie de mare folos pentru partea de sănătate. Recomand cel puțin o dată pe zi să se facă aceste exerciții în zile obișnuite. Iar în perioada în care se ține post, să se facă
chiar de 2 ori pe zi, poate chiar de 3 ori pe zi, doar partea de încălzire, fără partea de forță. Ok, să trecem la exerciții.
Thank you.